De ce am vrut să avem o mică discuție la o cafea, un mic schimb de idei, de a ne împărtăși din ceea ce poate știm și suntem mai documentați decât unii dintre dumneavoastră, alții poate știu mai mult decât mine, circulă pe toate calculatoarele, pe toate Facebook-urile, toate ideile, unele sunt adevăratele, de adevăratul, mai sunt și idei care sunt incitări, care sunt prostii și care nu sunt adevărate, sau mai sunt și deturnări, să ducem lumea în eroare, să creadă una și facem cu totul și cu totul altceva. Deci, în momentul de față, aș vrea să vă citesc ce a apărut ieri pe toate calculatoarele și în toată presa. Zona Curtiș va fi prospectată de căutătorii de gaze. Nu o să vă citesc mult, o să vă povestesc după aceea punctul meu de vedere și fiecare, tot cei care doresc să ia cuvântul, dar aș vrea să vă vedeți ce a apărut ieri și astăzi. Companiile petroliere intră cu forța pe terenurile agricole ale curticenilor, se caută gaz și țiței. Este oficial, peste 560 de km pătrați din zona Curtici vor fi luați cu asalt de mașini și utilaje de prospecțiuni și măsurători pentru găsirea gazelor, eventualelor gaz, zăcăminte de gaze naturale. Cel puțin asta susțin reprezentanții Panfora Oil Gaz. Companie care prin subcontractul prospecțiuni va efectua măsurătorile. Suntem pregătiți să începem explorări în suprafață pe perimetru EX6 Curtici împreună cu partenerul nostru, prospecțiuni. Ne concentrăm exclusiv pe resursele convenționale, respectiv țiței și gaze naturale, în formații de roci convenționale. În acest stadiu al fazei de exploatare vom colecta date care ulterior vor fi interpretate pentru a identifica resursele convenționale de hidrocarburi existente. Toate acestea sunt incluse în acordul de concesiune și în programul de lucrări semnate cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale, care se referă doar la potențialul convențional de țiței și gaze, anunțat de Gabor Zelei, directorul general Panfora Oil Gaz. Cei de la prospecțiuni anunță că în prima fază, deținătorii de terenuri și autoritățile locale vor fi contactați și informați de operațiunile ce urmează să aibă loc. Apreciem relațiile pe care le-am construit cu comunitățile locale în ultimii 65 de ani și am vrea să invităm pe toată lumea la o demonstrație a impactului redus al noilor noastre tehnologii și metodologii. Reprezentanții prospecțiuni vor anunța data și locul demonstrației și vor fi acolo pentru a răspunde oricărui întrebări sau preocupări ale populației, a spus Gregor Schulz, reprezentant al companiei de prospecțiuni. Poate una dintre cele mai mari probleme este reprezentată de faptul că măsurătorile vor dura câteva luni, ceea ce ar putea afecta lucrările agricole ale terenurilor din zonă. Însă cei de la Panfora Oil Gaz spun că agricultura își va putea urma cursul, dar numai după finalizarea măsurătorilor. Operațiunile de măsurare a suprafețelor va dura 6-7 luni de zile pentru întreaga suprafață de 561 de km pătrați. Calculat este 56.000 de hectare. 56.000 de hectare de teren arabil. Ceea ce înseamnă câteva zile pentru fiecare proprietar în funcție de mărimea terenului. Aceste operațiuni includ amplasarea de senzori, cabluri pe teren, precum și folosirea de echipamente de vibrație similare cu dimensiunile tractoarelor agricole. Nu vor fi folosiți explozivi și nu vor fi afectate forajele. Potențialul productiv al terenului agricole nu va fi afectat în niciun fel. Mai mult, terenurile nu vor fi ocupate, ci parcurse cu un ritm de 3-5 km pe zi cu ajutorul vehiculelor și echipajelor specializate. Lucrările agricole pe terenurile respective vor putea fi reluate imediat după finalizarea măsurătorilor, au declarat cei de la compania petrolieră. Panfora Oil Gas și prospecțiuni spun că toate datele colectate și analizate vor fi trimise către Agenția Națională pentru Resurse Minerale pentru a deveni proprietatea statului român. Însă ceea ce omit să spună cei de la companiile mai sus menționate este faptul că odată găsite gazele de țiței în zona, agricultura ar putea dispărea din curte pentru a face loc sondelor. La ora actuală, ați văzut ce se spune aici. Noi vrem să exploatăm țiței
și gaze naturale, nu gaze de șist. Domnilor, aș vrea să vă spun și să vă întăresc ideea că n-am fost mincinos în viața mea și nu m-am mințit din curte și nimeni nu poate să mă arate cu degetul ca și un mincinos. În biroul meu, doi ingineri de la acest Panfora Oil, unul nici nu știa să vorbească românește, unul vorbea românește scălcit, au venit și mi-a spus și a fost spus clar. Este vorba de gaze de șist, pentru că este nevoie de gaze și de energie în toată lumea asta. Mare sunt interese între americani și între ruși. Am spus, de ce nu merge să scoateți gazele din mare, pentru că și așa s-a spus că sunt gaze pe mare și ar putea să fie exploatate alea cu cantități mult mai mari decât ceea ce se face prin distrugerea acestui pământ. I-am lăsat și nu m-am luat de ei atunci ca să scot ce să-și dea ea rama pe față. Sub cuvânt de onoare, de tot ce vreți, a fost clar gaze de șist. Mai nou, a fost după aceea și o discuție la primărie în care a venit un alt director de la ei cu o femeie tot așa care nu știa să vorbească românește și la care a fost clar că este vorba de gaze de șist, am încercat să facem delimitări ce înseamnă gaze naturale, ce înseamnă gaze de șist. Pentru că am întrebat ce înseamnă gaze de șist. Până la 2 km sunt gaze naturale, de la 2 km sunt gaze de șist care se extrag cu acele fracturări, respectiv cu acele substanțe chimice care se folosesc, care sunt, nu vreau să vă spun că se spune, toată lumea a spus de la 200 la 500. Nu știu exact o cifră oarecare, dar oricum în primul rând este vorba de cianură. Și acum a fost datoria mea să vă adun, să vă spun, pentru că spunând și mințindu-ne că nu vreau gaze de șist, numai gaze naturale și țiței, a fost o discuție, a venit la mine tender, într-una din sete. Venind tender și mi-a spus, nu tot așa că nu vrem gaze de șist. Dom'le, dacă vreți țiței, de ce sunteți atât de mincinoși și de oribili? Tot ce a fost țiței până în momentul 89, l-a exploatat Ceaușescu. Au tras ungurii dincolo de graniță, am tras și noi dincolo aceea de graniță românii și s-au făcut sonde. Drept urmare, au fost de la zona, de la Semnac, Peșca, partea asta cu Zădăreniu până la Tunu, s-au exploatat petrolul și pe o parte și pe alta a granițelor. Și dacă aici, în zona noastră, era țiței mai departe, nu rămânea sub nicio formă țițeiul neexploatat atunci până înainte de momentul 89. Lucru la care n-au mai avut ce să-mi spună și au înghițit în sec. Cam așa este. Am avut discuții astăzi cu unii dintre factori de răspundere, cei care vin să ne oprească. Domnule, a fost la o mică discuție și a spus, domnule, v-am văzut la televizor pe jandarm ce ați făcut acolo la Pungeș. A sărit pe 100 de oameni amărâți și bătrâni, a sărit 500 sau 1000 de jandarmi, i-a stăvălit în apă, în iarnă, i-a stăvălit în oroi, i-ați înnebunit, i-ați bătut când nu v-a văzut nimeni, îi legitimați și nu poate nici să ducă o găleată de apă, pentru că toți sunt prinși. De ce faceți așa? Pentru că și voi aveți viitorul copiilor voștri sau spatele părinților voștri. Sigur că, zice, știi, ca oameni, zice, îți dăm dreptate, dar ca pâine n-avem ce face. Aș vrea să vă spun că înainte m-a sunat, prin fostul ministru Tabără, m-a sunat, nu pe mine m-a sunat direct, pe el l-a sunat George Fronda, să mă duc să discute cu mine. Pentru că eram cel care am fost opozantul cel mai vehement. Și a spus, nu am de ce să mă duc, n-am ce să discut cu el, dacă vrea să vorbească cu mine, este binevenit oricum. Pentru că pe cealaltă de la toată trupa asta de petrol și de ăsta, n-am vrut să-i primesc sub nicio formă și a spus, categoric nu intră nimeni în birou și secretarul știa. Nu le dă telefoane și nu vreau să vorbesc cu ei. Indiferent, poate am greșit, poate trebuia să-i mai primesc, pentru că mai trăgeam ceva din ei, dar eram prea pornit. Ulterior, vă dați seama că mă sună cineva că vrea să se întâlnească directoarea de la MOL Ungaria cu mine.
Eu să stabilesc unde vreau, în Budapesta, în Ungaria, în București, unde vreau. Și a spus, îmi plac femeile, dar mi le aleg singur. Și a spus, dar te rog să-i spui exact cum îți spun. Ce era să-i spun? Pentru că n-am ce să discut cu această directoare. După care au văzut că nu pot și nu au cum să mă prindă, au apărut scrisuri pe acolo, pe nu știu unde, pe calculatoare, că le-am cerut eu 10 milioane de euro și că de aceea că nu mi-au dat 10 milioane de euro, de aceea sunt împotrivă și sunt așa de vehement, că au fost scrise pe Facebook, astea și cei tineri care umblă pe ele, poate că au văzut. Dom'le, zic, poate acceptam și cu nouă, dar să veniți odată cu ei. Domnilor, ne potrăvește apa. Este cel mai important lucru. Se discută la nivel de lume că se va privatiza apa și că apa va fi foarte scumpă. Se discută la nivel de lume că peste câțiva 10-20 de ani vom suferi de apă. Am auzit când a fost o dată în Israel și spunea că duc să tragă conducte de apă din Bulgaria și din Turcia. Vă dați seama și la ce costuri se ajunge. Iar noi cei care avem această apă o să o facă praf. Ce se întâmplă? La forajele care se fac de la 2 km și de-aia se spune prin fracturare hidraulică. Pentru că nu este vorba de gazul care se găsește la suprafața Pământului, poate să fie și gazul acesta. Și am întrebat mai departe, în momentul când știi că este și la 8 km nu-l extragi, haideți să fim serioși, nu putem să ne mințim, că n-avem nici care minte de copil. Au scârțit-o, deci asta a fost, dar acum au întors-o și acum repet, acum spune, nu vrem gaze de șist. Gazele de șist se injectează apă la 1000 de bari. Vă dați seama ce presiune este acolo ca să spargă roca jos, sub 3-4 km, 5 km în pământ, se spargă roca. În acea apă, care se spune că e 25 de metri cub de apă la o fracturare și la fiecare sondă se face 25 de fracturări și așa mai departe, se introduc substanțele acelea chimice care nu știu câte sunt, care nu știu de ce fel sunt, pentru că am văzut tot felul de filmulețe. Cine vrea le putem pune la dispoziție, avem pe calculatoare să le punem și pe proiectoare să vedeți cât rău face. Omoară oameni, omoară animale, omoară pomii, omoară iarba, omoară tot ce e vegetație. Omul mai trăiește, moare ultimul pentru că își cumpără apă minerală și nu bea apă de acolo. Cât găsim și apa minerală și la ce prețuri o să o mai găsim. Asta este toată treaba. Ni se ia acest drept. Părerea mea este că nu este normal, pentru că am întrebat și eu pe cei din justiție. Ce pot să facă? Legea, Constituția spune foarte clar. Omul și proprietatea este sfântă. Nu are nimeni voie să calce pe proprietatea fiecăruia dintre dumneavoastră. Și totuși să merge în forță și totuși nu se cere. Ați văzut că nici acolo unde s-au arătat și unde s-a filmat, nu a contat proprietatea, n-a contat nimica, ei au mers și forează și fac prospecțiuni. Vreau să fiți informați, vreau să știți, este pământul dumneavoastră. Este societatea de aici, societatea dumneavoastră. Pentru că ceea ce s-a construit cu muncă multă în atâția ani de zile, este păcat să distrugă. Eu astăzi am făcut apel la Academia Română, la niște cercetători, la niște academicieni cu vechi și cu nume grele în țară. Și mi-a spus, domnule, noi am luat și ne-am spus punctul de vedere. Nu-i destul. Trebuie să fiți vehemenți. Apoi am încercat să vorbesc pe lângă Academia Națională sau Academia Română cu cei de la Academia Agricolă. Să spună ce înseamnă pământul, să spună ce înseamnă asta, pentru că am făcut din Curtici probabil zona cea mai bogată. Am făcut din Curtici zona cu cel mai mare potențial în agricultură. Cu ceea ce avem noi aici, și pe partea vegetală, și partea animală, și partea de industrie alimentară, și desfacerea, și tot comerțul ăsta, și din care nouă ne-a mers foarte bine. În decembrie am vândut de 94 de miliarde de lei în bani vechi carne. Vă dați seama că este un lucru realizat în 2 milioane și 135 de mii de euro. Deci este un lucru care ți-a dat o consolidare a societății încât să nu poate clătina nimica.
Sigur că unii s-au spus, zice, tot ce este bun și ce este bine la voi în țară, zice, s-ar putea să trebuiască scurt-circuitat sau cutremurat. Domnilor, avem experiența faptului că țări precum Franța a spus categoric nu. Aseară a fost la televizor ambasadorul Franței și a spus nu. Bulgarii, o țară mică pe lângă noi, au ieșit și au demonstrat și au spus vom fi alături de voi de români să vă ajutăm să demonstrăm în parteneriat cu voi ca să vă susținem. Ne e frică că pe sub Dunăre apa infestată trece. Apa asta de aici nu iese, nu se mișcă. Apa în pământ nu stă, circulă. Când aici punem o picătură de o travă, se duce în toată sticla. Nemții au reușit și au spus, domnule, noi nu suntem așa de rari ca și populație, ca și către americani, acolo unde voi ați făcut și aveți în preriile voastre și în deșertul aveți populație puțină și v-ați putut permite. Noi nu ne putem permite să otrăvim populația. Mai nou, am înțeles că și Olanda a întrerupt și Cehia a întrerupt. Polonia, am înțeles că au aranjat-o. A zis către italieni, hai că nu este și vă duceți acasă. A apărut ieri, aseară am găsit scris. Deci cam toate țările spun nu. Am lăsat noi să fim da. Nu vreau să dau nicio interpretare politică. Departe de mine. Dar sigur că indiferent ce guvernare ar fi, și azi și mâine și ieri și poimâine, ar trebui să vadă pentru că sunt vremelnic la putere și nu au voie să decide în felul acesta despre, nu despre viitorul nostru, nu despre viitorul copiilor noștri, despre sănătatea umană, despre sănătatea oamenilor, pentru că este amenințată sănătatea oamenilor, oamenilor. Sănătatea noastră, noastră, a copiilor, cele sunt copiilor. Viața, am întrebat, domnule, cum e? Păi 5 ani de zile maxim exploatăm gaze de șist. Și dacă 5 ani de zile exploatăm gaze de șist, pe agricultura asta, pe pământul ăsta, care putem produce încă sute și sute de ani, noi și copiii și urmașii și nepoții noștri, nu sunteți criminali? La care zis, domnule, tender. La care zis, frații tender. Eu zic, ce o să mă retrag, dar ce ai de lucru cu aia? Și mi-a arătat televizorul. Dar mi-a costat, că de la tot în vest a început odată scandalul. Asta a fost răspunsul meu, cu care probabil s-a dus la București. Poate am fost destul de dur, dar nu mi se pare normal să se întâmple aceste lucruri. Vedeți, lumea se lasă cumpărată. Când a început prima dată această idee că vine peste noi și să ne apărăm, a venit lângă mine, fără să-l chem, fără nimic, ca președintele patronatului din Arad. Patronatul român. Domnul Muscă, facem, vege, nu-i lăsăm, de spargem în lume, poftim? Crișan îl cheamă. Și zic, bine, hai! Nu Crișan el. Și, domnule, după aceea mă duc cu el, ăsta la televizor. Nu, domnul Muscă, zice că noi trebuie să lăsăm investitorii. Să lăsăm investitorii străini să revină. O, ce nu sunt investitorii ăștia, sunt porfași. Pentru că ei îți dă țării 3-5% și ei explodează, că nu o să dea la români gaz. Ce gazul este al firmei care îl produce. Și îți dă redevență pentru asta. Cât e redevență? Ați văzut, probabil că toți dintre noastre s-au prezentat destul de mult și cel mai mult prezintă pe realitatea. M-a dus cu ghirea la televizor. Mă, cine? Zice, numai noi doi. Bine, numai noi doi. Când mă duc acolo, îmi pune doi unguri. Tot de la Panfora Oil. Am tras o ceartă cu ei, de numai. Dar bucuria și satisfacția mea a fost că după această ceartă pe televiziunea Aradului, am primit foarte multe mesaje, peste 60 de mesaje, în care lumea din Arad a spus, domnule, nu vă lăsați, nu cedați, venim toți. Puneți adrese la magazine, le semnăm și venim toți și vă sprijinim. Pentru că eu ce-am încercat să fac să se înțeleagă în Arad. Nu este vorba de curtici. Este vorba de 55.000 de hectare, dar punctul pe ei este curticiul. Cireașa de pe tort este curticiul. Dacă pe curtici este liniște și pace și au realizat, ei trebuie să nu mai au probleme. Domnilor, se duce până la Chișinău-Criș.
toată rețeaua de ape a Aradului, pentru că Aradul are acest noroc și avem apă potabilă de în fântânile care sunt forate pe drumul de Arad-Oradea, toată va fi infestată. Poți să bagi gazul, pentru că nu-l poți ține, iese și prin beton, dar nu iese prin pământ. Gazul este purtător de particule și de apă. Infestăm, revin, infestăm tot. În filmele pe care le-am văzut, am văzut cum mor animale, le pică pielea și părul după animale. Am văzut cum au venit în control, tot așa, toată lumea, nu vreau să zic că cât îți cumpărați pe bani, că nu știu. Hai, domnul Cuzman, să-ți dau un pahar de apă din asta infestată, să vezi care arde și dai foc la robinet și face flacără, să bei. Zice, nu are nimic apa, dar bea și pe tabar, nu beau. Ce să discutăm? Deci, problema care se pune și vă las să vorbiți pe mai mulți și să ne spunem punctul de vedere. Problema este de maniera următoare. De unul singur sau de 10 sau de 100 de oameni nu facem față. Ori suntem toți uniți, ori ne luăm adio și le putem spune intrați. Pentru că acolo unde au fost de la 500 la 1000 de jandarmi și 100 de oameni, nu s-a putut să se întâmple nimic decât să-i anihileze, să nu-i lăsa, să nu-i lase nici să vorbească. Când iese 5000 de oameni, să fiți convins că nu o să mai ducă 5000 de jandarmi. Să fiți convins că se vor retrage. Să fiți convins pentru că n-are dreptul nimeni să încalce proprietatea. Asta ne spune Constituția. Eu voi veni. Mă duc și în momentul, mi s-a spus, am încercat și pe toate ierarhiile să vorbesc. Și a spus, domnul Oscar, dacă nu-i deranjezi pe drumurile publice, nu avem treabă cu tine, când faci ce vrei. Dacă este pământul lui Cuzman și n-ai hârtie de la Cuzman, nu te las. Dacă a intrat un pas, punem tractoarele, punem combinele, punem tot ce avem. Atâta putem face noi, cei care suntem zilnic aici. Dacă nu facem la o scânteie așa și iese toată lumea, fraților, ne-am adunat deja astăzi, veți rămâne cu tristă amintire că odată a fost un combinat cortici, care poate eu sunt și mâine mă duc, dar vine altul și trebuie să-l ducă. Și trebuie să-l ducă să-l întrețină. Iar dumneavoastră veți rămâne cu pănoasele și cu amintiri frumoase. Nu există pardon. Sunt atât de porniți ce nu există. V-am citit aici. Ați văzut cum spune. Nu zice că ne dai voie, nu zice că negociem, nu zice că îți plătim pagubele. Vom intra. Iar după aceea voi puteți să vă faceți lucrările. Așa spune. Cine sunt ei în țara noastră să se decidă asupra chiar acestei mulțimi, chiar acestui oraș Curtii sau asupra celor 55.000 de hectare? Pentru că trebuie să ne unim, pentru că trebuie să fim toți cu apă și un pământ. Pentru că numai o localitate nu face nimica. Pentru că încercăm să vorbim cu toate localitățile. Nu au voie. Dar totul este în mâna noastră. Să-i putem opri. Fără să-i amenințăm, fără să-i lovim, fără să-i scuipăm, fără să-i înjurăm, fără nimica. Sigur că ne așteptăm la toate astea să zică, băi, vezi, ați v-am văzut aseară la televizor, doi s-au dus și au zis, băi, ți-am dat 100 de milioane. Bă, bani avea om, cum e? Și doi oameni au zis, domnule, ți-am dat. Și uite, el e martorul meu. Și l-au băgat și în pușcărie. Deci sunt în stare de orice. Nu, vă repet, m-a chemat cu coana aia, directoarea Mall Ungaria, să mă duc cu ea. Nu știu ce a vrut să-mi facă și ce a vrut să-mi dea sau ce să mă aranjeze. Repet, nu vrem prostii, nu vrem să facem absolut nimic. Vrem să fie legal. Vrem să fie fair play. Dacă nu suntem, numai ce ne permite legea. De legea ne permite să ne apărăm dreptul de proprietate. Am vorbit cu oameni din justiție. Cu oameni care știu carte, cu oameni care sunt pe funcție. Și a spus, domnule, proprietatea este sfântă, n-are voie să se face dacă nu are aprobare consimțământul meu, sau a tău, sau al altul, sau al fiecare pe unde trece. Deci au nevoie de consimțământul nostru. Eu mă opresc.
vă las pe fiecare să vorbească, domnul primar, domnul Cosman, că eu l-am invitat, care este prietenul meu și are ăsta și după aceea lăsă pe el pe, să, asta și apoi pe primarul. Să ne spunem cuvântul, să vă spunem cuvântul, vreau să știm pe ce ne bazăm.